Sănătatea nu are culoare politică. Nu are culoare politică și este important, dincolo de aceste campanii de dezinformare, de ce vreți dumneavoastră, ale unor partide politice, să înțeleagă cetățenii României că toate aceste măsuri luate de stat, la recomandarea medicilor și a specialiștilor din domeniu, sunt în folosul cetățenilor. Asta este cel mai important. Pentru că avem această pandemie nu doar în țara noastră, ci peste tot pe glob, și din nefericire, contraargumentele acestei campanii de fake news de obicei sunt tocmai îmbolnăvirea, din nefericire, a celor care spuneau că este o invenție mondială a cuiva. Important este ca cetățenii României să înțeleagă că toate aceste măsuri luate de stat sunt pentru ei și, evident, ca noi toți la final să fim sănătoși.